Debut perfect pe malurile Begăi pentru elevii lui Iordan Ieftimie în partida cu Politehnica Timișoara. Alvioleții au deschis repede scorul în minutul 13 prin Nilă, care a punctat cu un șut puternic la colțul lung din interiorul careului de 16 metri. Timișorenii au restabilit egalitatea cu 4 minute înainte de pauză. George Cotiga a trimis cu capul spre Octavian Popescu, iar golkeeperul piteștean a fost prins pe picior greșit, balonul poposind în propriei poartă. După revenirea de la cabine, Timișoara a încercat desprinderea pe tabela de marcaj și a crescut presiunea la poarta piteștenilor. ASU Politehnica Timișoara a trecut în avantaj în minutul 55. Băduța a primit o pasă de la Predescu, a făcut șvaițăr defensiva argeșană și l-a învins pe Popescu cu un șut în forță din interiorul careului de 16 metri. După primirea celui de-al doilea gol, FC Argeș a încercat să restabilească egalitatea, însă atacanții nu au dat randamentul scontat. Cea mai mare ocazie de gol a alvioleților i-a aparținut lui Căpățână, însă portarul bănățenilor a reușit să respingă pericolul din fața porții. Cealaltă echipă a județului Argeș, care evoluează în Liga 2, CS Mioveni, a obținut o remiză 1-1 în deplasarea de la Dunăre în fața celor de la Călăraș. După două etape, FC Argeș ocupă locul 15 cu un punct, iar CS Mioveni locul 5 cu 4 puncte, primele 4 locuri ale ierarhiei fiind ocupate de Ripensia Timișoara, ASEA Târgu Mureș, AFC Hermannstadt și ASU Politehnica Timișoara, toate cu maxim de puncte, 6. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a doua din Liga a doua, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. CSA Fumați, AFC Hermannstadt, 0-1. Dunărea Călăraș, CS Mioveni, 1-1. Foresta Suceava, ASEA Târgu Mureș, 0-6. Luceafărul Oradea, Ripensia Timișoara, 1-2. Pandurii Târgu Jiu, Chindia Târgoviște, 3-3. Olimpia Satu Mare, Academica Clinceni, 1-1. Sportul Znagov, CS Balotești, 1-0. UTA, Metaloglobus București, 0-0. Politehnica Timișoara, FC Argeș Pitești, 2-1.